de prin deal și de prin vai. Adunați-vă pe căi, sprijiniți-vă în călcai și porniți cu turme! Bună vreme la fereastră în Moinești la dumneavoastră! Am venit cu plugușorul ca să vă brăzdăm ogorul. Am venit cu mic, cu mare, să vă facem o urare. Că de mult plecarăm noi peste dealuri, peste voi. Și am ajuns aici la voi să urăm cum se cuvine pentru anul nou ce vine. Foaie verde, foaie late, anul nou vă poate în poartă. Ia auziți-l cum sosește, bucuros că vă găsește. Și-o stârnit câinii din sat și v-a ridicat din pat. Ogniți scorțăneni din tur să-l primesc și eu acum. Brați-vă! Noi suntem români plugari, fii de oameni gospodari. Ne-am adunat la oaltă și-am urat Moldova toate. Am urat Muntenia și toată Oltenia. Iar acum, cinstite gazdă, vă urăm pe dumneavoastră. Bucuroși sunteți de noi, ori ne întoarcem înapoi. Căci urăturile noastre sunt frumoase, de la moși strămoși rămase, de la daci, de la romani, pastrate de mii de ani. Noi și acum ne păstrăm și am venit să vă urăm. Căci pe când trăiau bătrânii, se făcea pâinea minunii. Dumnezeu o da povață. Omul cât trăiește în viață, din ce-i plus pe masa lui, să dea și săracului. Posta nască lumea odată, oameni veseli și sfătoși, în tot ceasul bucuroși. În zile de sărbătoare îi vedeai cu mic, cu mare, la cete, la sărbători, nu dădea unul înapoi. Când era de colindat, de urat, de semănat, era gazda bucuroasă, se umbla din casă în casă. Poarta era larg deschisă, peste tot lumina aprinsă. Vedeai cete de copii, câte doi sau câte trei, cum umblau în tot satul și de-a lungul și de-a latul. Alea timpul s-au cam dus și de mult au cam apus. Atunci trăiam la sat, acum foaia s-a schimbat. La oraș nu-i ca la sat, nu se umblă la urat. Lăsați copiii să ure, păcat ar fi ca să vă înjure, căci uratul în curând va rămâne doar în gând. Ia mai îndemnați plăcăi și strigați odată, hăi! Păi nu știu acum cum se face, de vreo 10 ani încoace, cum se începe a însera și copiii a ura. Dintre porți patru sunt închise și luminile sunt stinse. Gospodarii de acum îi vezi mergând ușor pe drum. Și uite așa, fără să vrei, ne-am trezit cu obicei. Ca în seara de ajun, tot românul e om bun. Stinge becul, închide poarta, ia pe mama și pe tata. La biserică o pornit, că-și credința l-a lovit. N-a mai fost de un an de zile, merge acum, dar tot nu-i bine. Și-apoi când se întâlnesc, între ei își povestesc. Urător n-am prea avut, la fel ca anul trecut. Păi urător, de unde se ai, dacă acasă tu nu stai? Și prea mulți ați cam uitat, că ați fost tineri și ați urat. Dar așa-i lumea lăsată, să uităm ce-a fost odată. E la bine în acei ani, case mici și oameni mari. Însă acum eu văd de aici, case mari și oameni mici. Ia mai îndemnați plăcăi și strigați cu tății, hăi! Doamne, binecuvintează casa care se urează, cu plugușorul tras de noi. N-avem nevoie de voi, sala Sfântului Vasilii să va fi la toți bine. Și ca pomii să floriți bucuroși și fericiți. Și mi drag din gura spune la toți cei români pe lumii, sănătate, bucurii și urări de ghină mie, să primească o țară întreagă din Moldova noastră dragă. Sănătate, gospodar, la anul și la mulți ani!